Deschidem cuvântul Domnului în această dimineață în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, de unde vom citi primele 16 versete. Continuăm să studiem cuvântul Domnului în acest ciclu de predici pe care l-am intitulat Semnele Domnului Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan. În această zi de început de iulie, de duminică început de iulie la Cina Domnului, cel de-al treilea semn, vindecarea unui slăbănoc de 38 de ani și să vedem și astăzi împreună ce Dumnezeu minunat avem, slăvit să fie El. După aceea, spune cuvântul Domnului Ioan în capitolul 5, era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea aprii. Căci un înger al Domnului se bogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cel din tâi care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se pogoră altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul? El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică spatul și umblă. El a întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică spatul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care l-a făcut sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Și din nou, înainte de a intra în serviciu special de cina Domnului, să ne concentrăm privirea spre Cuvântul Dumnezeu și inima spre Duhul Sfânt, să putem înțelege mesajul. Și este bine să înțelegeți că în această zi este prezentat primul miracol pe care Domnul Iisus Hristos îl face în Iudeea și este relatat acest miracol de către Ioan. Dar să știți că chiar Domnul a zis că niciun proroc nu-i prețuit în patria lui. Și Ioan nu relatează alt miracol decât altă minune decât aici, prima făcută de Iisus în Iudeea. Dar dacă veți citi cu atenție după versetul 17 încolo, când vă veți duce acasă, până la sfârșitul capitolului, această vindecare, acest semn, îi prilejuiește Domnul Iisus Hristos să țină poate cel mai important discurs despre persoana sa. Până la sfârșitul capitolului 5 veți vedea că Domnul Iisus se prezintă ca fiind una cu Tatăl. Domnul Iisus Hristos se prezintă ca Domn al Sabatului, Dătătorul Vieții, Cel ce învie morții, Cel ce este Judecătorul Lumii. Această minune i-a fost prilejuită, acest discurs a fost prilejuit de o minune cu rang de semn. Este cel de-al treilea semn și vă spuneam celor care ați fost în biserică și vă readuc aminte și celor ce n-ați fost vă spun acum că semnul este diferit față de minune pentru că are valoare profetică. Iisus în Evanghelia după Ioan a făcut 8 minuni cu rang de semne și am văzut la celelalte două semne, prime semne pe care le-a făcut, transformarea apei în vin, aici Iisus Hristos biruiește calitatea, din ceva inferior face ceva superior, am văzut că Domnul Iisus Hristos face a doua minune cu rang de semn, vindecând pe fiul acelui nobil și acolo Iisus Hristos ce depășește, iubiții mei? Distanța. Pentru că nu s-a dus în casa acelui om, ci a spus, du-te numai acasă și când vei ajunge acasă, nu contează câți kilometri sunt de la mine și până la casa ta, eu am putere să spun și cuvântul meu se duce mai departe și copilul tău va fi vindecat. Aici Domnul biruiește ceva ce e foarte greu pentru oameni, este foarte greu pentru credincioși. Domnul biruiește
timpul. La fântâna din Betesda, o fântână pentagonală cu 5 pritvoare, Domnul se întâlnește cu un om cu vechime în neputință. Câți ani ai de când îți zace aici? 38 de ani. Vreau să vă pun această întrebare și nu e retorică. Să fi fost vreoare un medic uman în vremea aceea, cel mai bun medic din lume, să-i mai acorde acelui om vreo șansă după dumneavoastră. Boala acestui om era boală cronică, iubiții mei. Nu se mai vindeca. Și Domnul Iisus Hristos, în ziua de sabat, îi spune trei cuvinte: scoală-te, ridică spatul și du-te, umbră. Și ia patul și slăvește pe Domnul. Oare ce fel de semn a fost acesta? Ce legătură are cu noi astăzi? Cu cei care aveți vechime neputință? Vechime în a striga la Dumnezeu pentru eliberare, pentru vindecare, pentru mântuirea soțului, a copiilor, care aveți vechime. De câte vreme te rog, soră? 25 de ani, zice, mă rog. De câte vreme aș putea, cunoscându-vă acum de atâta, de 10 ani de zile, știu că rugăciunea dumneavoastră, biletele care vin, cam tot acele sunt. Privind familiile deznădăjuite pentru copilul lor și soțiile pentru soț și necazurile care pot veni și parcă... Și astăzi veți vedea când se va termina predica că Domnul nostru este Domn și peste timp. În primul rând, iubiții mei, a fost un semn al răbdării. Un semn al răbdării. Dacă omul acesta a avut 38 de ani de paralizie, a avut ceva ce puțini au astăzi. Răbdare. Smeriți-vă sub mâna tare a Dumnezeului vostru, ca la vremea Lui, El să vă înalți. El să vă binecuvinteze. A avut răbdare. N-a auzit atât de predici cât am auzit noi. Poate n-a auzit niciuna. Cuvântul Domnului spune că stătea lângă un bazin cu apă și Domnul, prin mira Lui, până nu venise pe pământ, trimitea din când în când un înger. El nu era pe pământ și trimitea îngerul. Du-te, mai fă. Dar îngerul acesta era limitat în putere și era un sistem concurențial acolo. Care sărea primul când tulbura îngerul apa, când mișca apa? Care sărea primul în bazin? Acela era vindecat. Știți ce era interesant? Îngerul nu avea putere decât pentru unul. Și vă dați seama câți zeci de oameni paralizați, cu probleme, cu necazuri, stăteau pe marginea bazinului. Alții veneau cu familie, alții veneau cu împingători de profesie, alții putea să plătească patru oameni să mă împingeți în bazin pe mine primul. Alții ar fi stat numai în bazin. Ăsta era paralizat și nu avea pe nimeni. Singurul lucru pe care îl avea, avea răbdare. Zice că din când în când, în limba română și în limba greacă, spune așa: îngerul Domnului încetase să se mai coboare. Acum, mă rog să fiți atenți că sensul se schimbă. Ăsta nu mai aștepta nici măcar îngerul, aștepta o minune. Pentru că poate de ani de zile îngerul nu mai venise și se auzea în marginea lui, pe patul celuilalt, mă, zice, nu mai vine îngerul. O venit pe vremea, când erau el alții, zice, nu mai vine. Stăm și noi aici, stăm așa, dacă totuși se mai răzgândește și vine anul viitor, mai stăm un an. Tu de câtă vreme stai aici? Eu stau de 15 ani, datul de 38 de ani. De când nu mai vin îngerul? Eu de 5 ani, nu mai vine, cred că. Gata, o fi plecat Dumnezeu de la noi. Încetase să se mai coboare îngerul. Știți de ce încetase îngerul să mai coboare? Vreți să vă spun de ce? Pentru că venise fiul dulgherului din Nazaret și nu mai era nevoie să mai vină înger în bazin. Era prezent Iisus Hristos acolo. Să nu se încurce lucrurile. Și vine Iisus, 38 de ani de concurs, de competiție dură, numai cel care era din tâi reușea. Pierduse ceva, avea răbdare, dar pierduse ceva mai puternic. Și ce-și pierduse? Credință. Nu mai credea nimic, dar avea răbdare. Nu e un paradox ăsta? Să nu mai crezi nimic și să ai răbdare. Haideți să ne gândim. Săptămâna aceasta, bunicul meu a murit paralizat. S-a dus la Domnul și încă o soră din Săud, de acolo de unde era bunicul meu, după 7 ani de paralizie la pat, a plecat și ea.
am mutat scutecele acestea dintr-o parte în alta, mai este un vecin de-al meu paralizat, le-am adus de la său, în satul meu să le dau la acelui vecin. Știți care, știți cu ce se poate asemăna omul fără Dumnezeu? Cu paralizatul. Soarta omului fără Dumnezeu e soarta unui paralizat. Biblia asta spune, credeți asta? Că Biblia așa spune că omul fără Dumnezeu este paralizat. În primul rând, cum este paralizatul? Neputincios. Neputincios. Nu se poate omul acela schimba singur. Întrebarea pe care vă pun, omul nemântuit, omul nepocăit, omul care trăiește în păcat, se poate schimba de unul singur. Să zică, de mâine mă fac mai bun, de mâine mă sfințesc, de mâine fac să fiu bun și toată lumea să dau mâine. Nu, nu, nu. Nu se poate. Pentru că spune așa Iov în 14:4. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? N-ar putea. N-are cum. Omul ăsta nu se poate schimba singur care e paralizat. În al doilea rând, este neputincios și nu se poate curăți singur. Trebuie să vină alții și parcă cu jenă să zice, iar am făcut ceva și trebuie curățit. Pui scute, pui nu știu ce faci, îl curățești. Oare se poate curăți omul nemântuit singur? Pentru că păcatul este necurăție, iubiții mei. Păcatul este necurăție. Și spune în Proverbe 20:9, cine poate zice, mi-am curățit inima? Cine poate zice dintre noi, eu mi-am pus rânduială în inima mea și mi-am curățit inima? Cel ce poate să curățească și cel ce poate să schimbe este Domnul nostru Iisus Hristos. Cine poate să se salveze singur? E neputincios. El paralizat fizic, era paralizat spiritual, nu mai avea credință, era paralizat psihic, nu mai avea, zice, nu mai se poate, nu mai vine niciun înger, s-a terminat totul, nu mai am nimic. Și omul acesta avea răbdare. Omul nemântuit este neputincios. În al doilea rând, omul nemântuit este fără prieteni. Când l-a întrebat Iisus Hristos, ce te doare? Ce problemă ai? Ce a zis? N-am bănit nimeni, scurt. Dar le spune, cum omul din lume nu are prieteni? Nu. Nu. Omul din lume are tovarăși de pahar, de țigară, de discotecă, de mers bine, câtă vreme ai bani, câtă vreme ai tractor, câtă vreme poți ajuta și faci și dregi, dar așa nu-s prieteni. Acest tovarăș așa, pe vremea comunismului, la grămadă, ce-i meu și-a tău, prieteni nu ai. În momentul în care ai căzut din funcție, ți-a uitat telefonul, nu mai știe cum, în momentul în care se spune mai probleme și s-a întâmplat ceva cu tine, te renegă, pleacă de lângă tine, dar nu se vea așa decât să te pocăiești. Nu trebuie să-ți pierd banii. Ce zic prietenii e bumbă care ai avut? E nebunii, mă. Te-ai stricat de cap. În Ecleziastul, în capitolul 4, versetul 9, spune așa, vai de cine cade fără să aibă pe altul să-l ridice. Vai de cine cade fără să aibă pe altul să ridice. Știți care este secretul nostru al bisericii? Lui Iisus Hristos. Este că nu cădem toți odată. Slăviți să fie Domnul. De aceea spune Pavel, când pică unul, nu l-a păsat mai tare și l-a împușcat în cap să nu se mai chinuiască, ci ridicați-vă voi care ați rămas în picioare. Ridicați-vă cu Duhul blândeții, pentru că dacă astăzi ridici tu pe el, mâine te ridică el pe tine. Nu sunt probleme că pocăința de astăzi e pocăința de mâine, statul în picioare de astăzi e căderea de mâine, să nu-ți faci probleme. Nu spune că vai de la care cade, nu, ci vai de la care cade fără să aibă pe altul de lângă el să ridice. Că atunci ăla merge direct în iad, în necaz, în strântorare. Și omul fără Dumnezeu este fără speranță, neputincios, fără prieteni și fără speranță. Medicii, toți medicii spun că o boală e ușor de tratat atunci când nu devine cronică, nu? Ce e târziu acum, nu se mai poate face nimic, s-a cronicizat. Aici este problema noastră acum. Există lucruri în viața noastră care au devenit cronice. Vreau să fiți atenți. Ai mințit. E păcat. Dar în momentul în care și mâine o faci, și poi mâine, și peste un an de zile, și asta duce viață, știi ce înseamnă asta, iubiții mei? Că a devenit cronică boală. Atât de greu este de vindecat după aceea, știți de ce? Pentru că Duhul minciunii a venit și a zis, dă-mi voie să stau pe fotoliu în viața ta. A deschis ușa casei tale, s-a așezat acolo și a zis, ia să suntem tovarăși. Tu nu mai știi când spui adevărul. Spune-mi. Bârfa. Dar nu este unul dintre noi să nu fi judecat pe altul, măcar în gând. Să-i fi spus o trei cuvinte în gând. Să nu mai vorbesc de fel celălalt. Nu-i problemă, că așa nici se întâmplă între noi. Lasă că iarăși și eu, și eu știu să dau cu sulița. Dar dacă asta devine parte vieții noastre, se cronicizează și vine un duh al bârfei.
Se poate întâmpla vreunul dintre noi, de exemplu, să aibă un cuvânt murdar pe gură și să-i vină, scape. Se poate întâmpla. Dar când deja asta e partea vocabularului tău, când ești acasă și ești ispitită, cum zici tu, atunci dă-mi voie să spun că e un duh acolo și că e boală cronică. Și nu mai este așa ușor ca acest soi de dragi. Nu mai merge cu o cântare și nu mai merge cu veni pe la biserică și cu frate, fă-mi ungere, nici vorbă. Acolo zice Iisus Hristos, soiul cel mai spurcat de dragi, numai cu rugăciune și post, dar mult. Nu așa este. Sunt lucruri în viața noastră, spuneam, care au devenit cronice, obiceiuri păcătoase. Atunci am zis, suntem fără putință, fără putere astăzi. Nu, vreau să vă spun o veste bună. Ce la oameni cu neputință? La Dumnezeu este cu putință. Amin. Domnul Iisus Hristos vindecând pe acel om, dând dovadă că omul acesta are răbdare și știind că trebuie să avem răbdare în lucrurile noastre, zice Iisus Hristos, eu sunt în stare să vindec și boala cronică și este paralizat de 38 de ani. În al doilea rând, există lucruri pentru care ne rugăm de ani de zile în casa noastră și îngerul nu, parcă nu se mai coboară. Nu este așa? S-a întâmplat? Vine deznădejde, vine. Lipsa de credință, vine. Unde e Dumnezeu care? Nu se întâmplă treaba asta în viața noastră? Se întâmplă. Nu mai vine îngerul. Trecut Dumnezeu pe lângă mine, uitat Dumnezeu de problema mea. De câtă vreme te rogi? De 10 ani? De 15? De 20? De 38 de ani? Și cuvântul Domnului ne spune că trebuie să avem răbdare. Știți ce m-a marcat pe mine? Cam câți ani credeți dumneavoastră că avea Iisus Hristos când a venit la omul acela la Betesda? Ani de viață pe pământul acesta. Cam câți ani credeți că avea? Aproximativ. Vreau să vă spun ceva. Omul acesta de câtă vreme era paralizat? De 38 de ani. Nu se născuse Domnul pe pământul acesta, nu venise pe pământul acesta când Domnul se îmbolnăvise. Era dinainte. Vă dați seama cât timp trecuse. 38 de ani pentru un om e mult să stea paralizat, cum e mult o săptămână. Dar pentru Dumnezeu 38 de ani e nimic. 38 de ani să strigi la Dumnezeu pentru o problemă în viața ta, pentru tine e mult. Pentru Dumnezeu e puțin. 38 de ani pentru Dumnezeu e praf, e clipă, e fărâmă de clipă. Ce se întâmplă cu noi dacă e semnul răbdării? Mergeam cu steaua când eram copil mic și la blocuri aici, la Meiuș. Aveam un singur gând. Nicăieri în statul nostru nu era o sonerie. Am mai spus odată în biserică. Toți eram cu Nelson, cu Dick, cu prietenii mei. Dorința noastră era să apăsăm la om pe sonerie odată. Și apoi să plecăm, că vă dați seama când venea ăla, n-aveam ce spune nimic. Numai să apăsăm, auzeam la alții cuci, la alții vrrrr, dintr-o dată. Ce ne plăcea și fugeam. Nu mai stăteai mult, că n-aveai voie să stai mult, să mai asculți până la sfârșit melodia. O, cât să nu fac așa cu Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-mă, ai milă de mine, vrrrr, și-o plecat. Dacă mâine nu s-a făcut, el nu mai acolo. Când vine Domnul peste 5 ani de zile și te vede, te mai rogi pentru problema aceea. Haideți să vă spun, cel mai nenorocit caz pe care l-am avea de cancer în biserică sau de o problemă gravă de tot. Și vreau să vă spun că dacă nu ne aducem aminte, să nu ne aduc aminte frate de la rugăciune mereu de treaba asta, nu e așa că uităm. Cam după cât? După 5 săptămâni de zile. Cam așa ceva, să zicem, o lună. Deci, Domnul, 38 de ani, pentru mine puțin. Și tu ți-ai pierdut răbdarea? Tu crezi că eu n-ascult rugăciunea ta? Unul dintre lucrurile care îl despară cu omului Dumnezeu, de cel care este om în lume, este faptul că omul Dumnezeu trebuie să aibă răbdare. Amin. În al doilea rând, a fost un semn al perseverenței. 38 de ani de luptă fără succes. 38 de ani de luptă fără succes. Imaginează ce ar fi să dai 5 ani la facultate și tot să pici. Nu? Nu știu dacă o da cineva de 5 ori la facultate fără să pice. Nu știu dacă te-ai rugat de câteva ori fără să ai succes și să nu abandonezi. Câți oameni au început la 38 de ani împreună cu el acolo? Și câți mai dumneavoastră să credeți că mai erau lângă scăldătoare? Mulți de acasă. O stat un an, doi, trei, o zis, du-mă și pe mine de aici acasă, lăsați-mă cu Dumnezeu și cu îngerul ăla din bazin cu tot. Eu nu mai zic nimic. Hai, duceți-mă acasă. Astea-s prostii, băbești, lucruri sectare, scoateți-mă de aici. Minciun, domnule. Minciun. Eu nu mai stau aici. Eu nu mai stau. Văzuse oameni venind și plecând. El rămăsese. 38 de ani mereu cu gândul acesta. Nu-i nimic. Poate la an. Poate peste 6 luni. Stau acolo. O zi, nu vii acasă, nu. Le rămân pe pat lângă bazin. Vine îngerul într-o zi. O trecut un an, o trecut doi, o trecut 5, 10, 38 de ani. Și totuși o zis, nu plec de aici.
Știți când a, când a descoperit solc penicilina? După câtele insucces? După al 200-lea unu insucces. 201 rețete și nu ieșit. Vă dați seama acum că încerci 25 ori să faci ceva și nu poți. 201 insucces. 201 combinații și râse de colegi. Sol, ești nebun. Nu o să reușești niciodată să faci nimic. Și spune Sol că memoria lui. A 202-a oară am pus combinațiile acolo. Cu gândul că dacă nu va fi nimic, a 203-a oară le voi amesteca iar. A 204-a oară iar. A 202-a oară am zis, gata, am biruit. Dacă un om din lume să inventeze o penicilină care întreagă a făcut mult bine, lăsată de Dumnezeu, Dumnezeu a permis lui Sol 201 insuccese pentru asta. Dumnezeu ne spune, omul care, pe care îl iubesc eu tare este acela care scrâșnește din dinți, se ridică în picioare și pleacă mai departe. Am izbutit? Continuu. N-am izbutit? Tot continuu și nu mă las. Nu mă las până Domnul nu mă umple de Duhul Sfânt, nu mă las până când Domnul nu lucrează în casa mea, nu mă las până când Dumnezeu nu-mi curățește viața, nu mă las până nu voi fi cel mai bun pocăit care se poate să fie în biserică, nu mă las de Dumnezeu. Îl prinde haină, îl sutare, dacă anul ăsta trece pe lângă mine și el și îngerul, nu-i nimic anul viitor, tot vine el, tot vine. Eu sunt un om perseverent. După fiecare abandon a avut puterea reîntoarcere. Știți, e greu să vezi. Adică e greu să rămâi statornic lângă Dumnezeu și să mai fii perseverent când vezi că alții dau înapoi. Acum suntem mulți în biserică. Joi bate vântul, zicem, la rugăciune. Vin alții cu nou. Problemele lor, viața, nu știu mai ce, să gândesc lucrurile. E greu să perseverezi. Ne hotărâm să cântăm cu corul, 35. Și zi de zi face repetiție. Peste 3 zile jumate. Se întâmplă. De ce nu mai duce și eu? De ce n-aș face și eu? Este atât de greu să mai stai pe toată lumea, îi vezi postez vara sau pe alții stând toată ziua și neodată gândindu-se, Doamne, astăzi e ziua pus deoparte pentru Domnul. Nu mai vine să postești când toată lumea mănâncă și nu mai ispita gustului la fiecare colț de stradă. Și toată lumea te îmbie și să bei și să mănânci. Dar nimeni nu postește și văd că le merge bine. Tot sunt grași. Roșii la față. E greu să te rogi când alții nu se roagă. E greu să stai lângă Domnul când cei mai mulți nu stau. E greu să mai stai lângă scăldătoare când cei mai mulți au plecat. E greu să mai crezi că Dumnezeu mai poate face vreo minune când cei mai mulți spun Dumnezeul este Dumnezeu de acum 2000 de ani. Au fost o vreme a apostolilor. Acum Dumnezeu nu mai lucrează. Nu mai lucrează pentru tine. Dumnezeul lui Dumnezeu nu poate pune nimeni în dop niciodată. Cuvântul Domnului ne spune nouă astăzi, trebuie să fim perseverenți. Am cerut ceva de la Domnul. Mergem înainte până ne va da, amin. Dacă am cerut, după voia lui, slăvit să fie Domnul. În a treilea rând a fost un semn al priorității. Ziua de sabat, toată lumea la biserică, la închinare, frumos, n-aveau voie nici măcar să facă gargară, că era lucru. Stătea tot stape, Doamne, nu mă lăsa să mi se întâmple ceva. M-am dus în Germania sau prin țările astea, până în Europa, există lift programat electronic, ca sâmbăta să se oprească la fiecare etaj, ca nu cumva evreul cu perciuni și cu pălărie în cap să lucre ceva când se pune lift și să apese pe etajul 3. Nu, că e lucru. Atunci, în ziua de sabat, sâmbăta, toate liftele opresc în fiecare etaj să se coboare și să se urce cine vrea ca să nu lucreze Domnul Moșer. Așa este legea, nu e în Biblie, dar eu țin, că noi totdeauna ne-a plăcut să mai adăugăm și să scoatem și să adăugăm, că asta e boala noastră. Mereu să nu cumva să păzim cuvântul Dumnezeu, numai cum e. Trebuie să mai și adăugăm și să mai scoatem din el, că așa ne place nouă și firii pământești. Și mergem mai departe. Și oamenii aceștia stăteau toți țepe să nu cumva să se întâmple ceva în ziua de sabat. Știți că au făcut rost de doi păcătoși în ziua aceea? Doi păcătoși în fața publicului. Primul păcătoș și mare de tot, Iisus Hristos. Nu? De ce a păcătuit Domnul? Pentru că a vindecat în ziua de sabat. Uite un păcătos, zice Iisus. Dar al doilea păcătos. Paralizatul vindecat. Uite pe ăsta cu patul în spate. Doi păcătoși. Unul cu patul în spate și unul care vindecat. Doi lucrași în ziua de sabat. Vreau să vă spun ceva. Iubita Domnul sabatul. Iubit. Respectatul la Domnul, respectat. N-am venit să strig legea ce Iisus Hristos și să o împlinesc. Slăvit să fie eu. N-a putut suporta, în schimb, adogirile. Nu le-a putut. N-a putut să gândească că există un om care trebuie să fie pus din jos unei sărbători. Din jos. N-a putut concepe că
nu poate să fie Hristos Domn el și peste sabat. Și n-a putut înțelege Domnul. Cum adică el care a zis că e Domn și al sabatului și a făcut sabatul pentru om, nu pe om l-a făcut pentru sabat. N-a putut înțelege când a văzut atâta prostie adunată lângă bazine, lângă pridvoare. N-a putut pricepe. Dar erau evrei ipocriți. Și de ce erau evrei ipocriți? De ce sunt și astăzi acei fundamentaliști evrei? O să vă spun un lucru interesant. În ziua de sabat fac tăierea împrejur a copiilor, dar nu apasă pe butonul liftului. Fac ce le convine, nu mă înțelege. De lucrat lucru în ziua de sabat. Adică semn exterior, care e un semn totuși exterior, ăla e bun. Dar nu este bun ăsta ca să vindecăm omul. S-a uitat Domnul la ei și a zis, în ce vă puneți voi nădejdea? Era acolo o adunare de oameni lângă bazin și au zis așa, noi toți care suntem aici ne punem nădejdea în apă. În apa asta este ceva, vine îngerul și o tulbură și pun să tulbură o lecuță. Dacă ar fi apa tulburată, semn de binecuvântare, păi ce-ar fi păcrișul negru de la frații mei care aruncă acolo gunoaiele? Deci zice așa, în apă, dacă pui așa în apa asta. Acum am așa senzația întunecoasă, că am și moștele și celelalte, mergem să ne îngheșim, să atingem și noi osul lui nu știu cine, să atingem nu știu ce icoană, făcătoare de minuni, să atingem... Am așa senzația ucigașă că peste vreo câțiva ani de zile toată lumea o să vină să-și dorească să ajungă la Putna, să pună mâna pe sabie Sfântului Ștefan. Că dacă o întorci invers sabia aceea cu care s-a omorât foarte mult popor, că l-a omorât fără județ, deci tăia ca la abator, păi ei, s-ar putea că dacă o întorci invers asemenea cruce. Mă înțelegeți? Și atunci pui mâna acolo și Alex zice că e de acord. Și atunci o să zic că dacă atingi unii atunci atins Sfântul Ștefan, ăla care a umplut Moldova de copii nelegitimi, atunci probabil, nu domnule, că a fost un mare patriot Ștefan, foarte bine și jos pălăria în fața lui, dar sfânt nu se poate, sfânt nu se poate. A fost domnitorul țării Moldovei și le respectăm pentru că i-a bătut pe turci când a vrut el, dar nu trebuie să-l respectăm ca și sfânt, că nu a fost sfânt, n-a fost. Și oamenii își pună deja în lucruri trecătoare, în apă, în icoană, în nu știu mai cine, în cuvântul, nu știu ce, în respectarea regulilor, niște tradiții pe care le-am moștenit, pe care nu le-am moștenit, pe care le-am inventat într-un vis, ce nu de cineva, ci Domnul Iisus Hristos, voi începeți, în sabat zice și în apă, în asta credem noi aici. Și zice Domnul, vreau să vă spun ceva, înaintea apei voastre, înaintea obiceiurilor voastre, înaintea lifturilor voastre și a butonilor pe care le aveți, înaintea tradițiilor voastre și legalismului vostru, important pentru mine este sufletul omului ăsta nenorocit. Amin. Vă place cum gândește Domnul? Înaintea tuturor lucrurilor este sufletul unui om. Stăteau liniștiți și se bucurau. Și nu mai văd pe unul că trece cu patul prin fața lor. Ăsta lucră, zice. Nu fost ăsta, zice, paralizatul ăla care mirosea acolo jos, ba el. Și-l opresc. Stai, mă, unde te duce? Unde te duci, mă? Tu nu știi pe ce lume ești? Și s-a ispitit. Porți tu patul ăsta? Știți ce este interesant? În loc să se bucure și să zică, slăvit să fie Domnul, că a făcut o minune între noi. De 38 de ani îl cunoaștem că stă aici. În loc să se bucure, s-a ispitit, mă. Mare lucru ăsta. Și știți ce mi-a și mai interesant? Omul ăsta, 38 de ani, ăsta paralizat, s-a făcut bine și în ziua aceea a vrut să-l și omoare. Dacă tot ce-ai făcut bine, zice, hai să dăm cu pietre în tine să te omorăm. Că tu nu-i bine să trăiești, mă. Nu-i bine să umbli. Că tu nu-i frumos să umbli. Lasă aici. Tu ai ascultat cântările noastre și ai fost aici. Uitați-vă la mine și vă spun în numele lui Iisus Hristos, a ajuns creștinismul acesta și pentecostal, și baptie, și ortodox la grămadă să nu se mai bucure de omul lui Dumnezeu și omul sfânt. Pentru că noi nu mai putem înțelege că dincolo de tradiția și de felul nostru de a fi, Dumnezeu poate lucra și altfel. Nu mai putem pricepe. Parcă ne râcâie, Domne. Parcă ne râcâie. Parcă ne râche când auzim că o biserică catolică s-a botezat toți în apă, cu popă, cu tot, cu episcopul, tot, și s-a botezat cu Duhul Sfânt. Ne deranjează cumplit. Nu se poate, dar nu avem noi copyright pe Duhul Sfânt, pentecostalii. Ne deranjează dacă s-ar întâmpla la baptiști treaba asta. Parcă și pe undeva ne deranjează. Mă teamă, zice un frate acum, frate, zice, nu veniți la noi că avem botez. Și zice, uite, noi suntem niște oameni mai nenorociți așa, dar câți oameni sunt la botezul nostru? Și avem acum ce cam vreo 200 de prieteni hotărâți să se boteze. 200 de prieteni.
Și o mai chema și pe nu știu cine. Și mă sună acel nu știu cine și zice, bă frate, tu te duci acolo? Zic, nu știu, că nu cred că sunt țară atunci. Deci eu nu mă duc, zice, că 200, auzi la el, zice. 200. Foc de paie. Țiganul de țigane. Scurt. Eu am taxat. Dar n-are cum să lucrez Dumnezeu chiar în halul ăsta. Nu? Atunci e frumos botezul. Când e ca și la... Când e puțin, ca vinul din Cana și bun, după urmă. Când e unul singur, ne bucurăm. Că tot cerul se bucură, zice noi. Vă dați seama ce bucurie încerc pentru suflet. Vei. Dar și noi ne bucurăm tot pentru suflet. Ca și pe vremuri de 50. Bun. Și mergem mai departe acum. Am ajuns acolo încât ne-am dat seama că este o prioritate. Și prioritatea numărul unu este sufletul unui om. Ce ai putea face tu pentru sufletul unui om? Să fie mântuit. Ce ai putea face? Până unde te-ai putea duce? Până unde te-ai putea coborâ în tine? Că spune Pavel că dragostea nu numai că are o lărgime, o lungime, stânga, dreapta, o înălțime, are și o adâncime, să puteți cunoaște care este adâncimea dragostei. Cât te-ai putea coborâ în tine? Ca omul acela să se poată mântui. Cât ai putea să zici că ești tu vinovat să vadă în tine pe Dumnezeu? Cât ai putea să-ți dai țalul tău și mașina ta și să treci peste toate? Și peste tot neamul de oameni care s-au certat cu familia lui? Cât ai putea trece peste toată treaba asta? Cât ai putea trece peste toate jignirile pe care ți le-a dus omul respectiv? Și să fii un om care să te cobori în tine, chiar dacă nu seamănă pe tine. Chiar dacă, de exemplu, te ispitește când vine cu verigile în nas și parcă totul e numai șurubul în el. Nu te-a putea duce să te ispitească, să nu stai lângă unul. Cât ai putea trece pe lângă unul care, să spunem, care ar veni în biserica noastră, să spunem, un homosexual notoriu din orașul Beirut și să crezi că Dumnezeu să poate gândi și la paralizatul ăla de 38 de ani spiritual. Oare putea să facă treaba asta? Nu știu, Dumnezeu știe. Da, că o mie de ani ce-o face. A fost un semn al priorității. Împotriva, înaintea lui Dumnezeu, important este sufletul unui om. Cel mai important lucru. Nici biserici, nici tradiții, nici ziduri, nici nimic. Sufletul unui om. A fost un semn al conștiinței. Vă rog să fiți atenți. În al patrulea rând a fost un semn al conștiinței. Iisus nu cheamă să se pocăiască. Nu zice Iisus, vină la mine. Observați ce, cum lucrează Domnul de frumos. Nu zice, mă, vrei să te pocăiești acum? Vreau să te duc în cer pe tine, să calate o hară de pe cruce. Nu. Zice Domnul Iisus Hristos, vrei să te faci sănătos? Doamne, ce religie? Nu vrei să te pocăiești? Hai acum, uite, ți-aș putea vindeca că te pocăiești. Vrei să te faci sănătos. Și după ce îl vindecă, ce face Domnul? Uite, să nu uiți că eu te-am vindecat. Eu sunt Iisus Hristos, Domnul. Și tu să vii în biserica noastră cu sfinții ăștia de aici, păi și să legi la o parte, pentru că să nu uiți de nu era meu. Hai să ne facem o poză împreună. Domnul Iisus Hristos și pleacă. Se duce de acolo. E atât de interesantă scena, că vin oamenii, cine ți-a spus ție să ții spatul în spate? Și acela care m-a făcut sănătos, zice. Și cine acela? Nu știu ce. Și nu o zis nimic către mine. Nu. O zis numai să mă ridic patul, să mă scot, să ridic patul și să umblu. Niciun cuvânt n-a zis să lepezi religia noastră. Nu, n-a zis asta. Domnul pleacă în templu. Omul se întâlnește cu Iisus în templu. Și zice, vină la mine, ce Iisus. Tu știi cine sunt eu acum? Eu sunt Mesia, eu sunt Iisus. Acum dacă o să te mai întrebe alții, cine ți-a făcut ție binele? Cine zici că ți-l-a făcut? Un om de pe aici, de pe drum. Nu. Mie mi-a făcut Mesia bine. Dar o să aștept să te întrebe alții, mă, tu cum te-ai pocăit? Apropo, cum a lucrat Dumnezeu în viața ta? Aștept să te întrebe alții? Nu. Ci eu mă voi duce din propria inițiativă și mă voi duce și voi striga la fiecare poartă, Iisus Hristos mi-a făcut bine. Eu am fost paralizatul, păcătosul orașului Beiuș, nenorocitul gunoiul, Iisus Hristos, Domnul s-a atins de mine. Și îl vedem, vă rog să fiți atenți ce face omul ăsta. Omul acela s-a dus, versetul 15, și a spus iudeilor, el s-a dus, nu l-au întrebat iudeii, și a spus iudeilor că Iisus este acela care a făcuse sănătos. Adică ce se întâmplă? Omul înțeles că problema lui cea mare n-a fost paralizia, ci faptul că era păcătos. A fost conștient, așa cum spunea fratele Florea la rugăciune dimineață, că problema noastră numărul unu e păcatul. Nu e boala asta la care trimitem bilet, că spatele acestei boli. Pentru că recunoaște Iisus Hristos că boala e ca urmare a păcatului acestui om. Vă rog să fiți atenți. Recunoaște? Recunoaște. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Îi spune așa. Dacă vrei să continui în sănătate, să rămâi lângă mine, că dacă nu rămâi lângă mine și nu mărturisești că eu sunt Iisus Hristos Domnul și nu spui la toată lumea și ești mărturisitorul meu, o să se întâmple ceva și mai rău dacă vei păcătui. Scurt. Deci Domnul îi spune, vezi că boala aceasta este urmarea a păcatului. Omul acesta rămâne conștient de puterea lui Dumnezeu. Conștient că Iisus Hristos a considerat că e mai important păcatul din viața lui care trebuia rezolvat,
paralizia spirituală decât paralizia asta la altă. Domnul i-a schimbat inima și mintea. Și omul acesta s-a bazat pe Dumnezeu, nu numai pentru el poate face asta, ci și pentru alții. Și a mărturisit pentru că omul celui care se iartă mult, iubește mult. A fugit în stânga și în dreapta și a strigat, Iisus m-a binecuvântat. O, ce mare credință! Am citit aseară, într-o carte a fratelui Watchmanii, o întâmplare superbă. Zicea fratele, după ce am ieșit din pușcărie, la prima dată a fost de două ori internizat, am hotărât să mergem să facem o evangelizare undeva pe o insulă în China. Și am hotărât cu 4 sau 5 frați să facem un turneu de evangelizare și să mergem prin satele acelea și să vestim că Domnul este Dumnezeu. Eram 5 și a venit un băiat de 16 ani, mic, și a zis, numai atunci îl botezasem de 2 săptămâni de zile, și a zis, frate, witness, vreau să vin și eu cu dumneavoastră. Și ce luăm și pe copilul ăsta? Hai să luăm cu noi. L-au luat cu ei. Când ne-am dus în sat, totul s-a dus în satele acelea, totul s-a dat peste cap, zice. O zis niște frați că ne așteaptă, poate au auzit că mergem 6, când au zis că mergem 6, au fugit de acasă, s-au dus în vacanță, ne-am trezit, zice, fără hotel, fără nimic, fără unde să cazăm. Și ce ne facem acum? A venit un om, fierarul satului, și a zis, domnule, vă pot eu caza la mine acolo într-o sură. Ăla a fost primul nostru rod în comuna respectivă. 6.000 de oameni erau în comuna aceea, un sat mare, o comună mare, ca și în China, un județ de 2 ori pe România. Și atunci au vestit cuvântul Domnului 3 zile după rând, la rând, și numai ăla a rămas pocăit, fierarul, care în noaptea aceea nu s-a putut dezlipi de pe cuvântul Domnului. Și am întrebat pe uliți, de ce nu credeți în Dumnezeu? Și ce mi-a spus? Uitați, oameni buni, care voi puteți vesti Evanghelia cât vreați în satul nostru. Noi, zice, noi avem Dumnezeu nostru. Se cheamă Tuang și acest Dumnezeu al nostru, Tuang, zis așa, este aici în sat, are el, asta cum se numește, templul lui, de 286 de ani Dumnezeu nostru, noi în fiecare dată pe 11 ianuarie îl scoatem la plimbare până tot satul, ne închinăm lui în fiecare zi. Și de 286 de ani, totdeauna când ne scoatem la plimbare pe 11 ianuarie, este soare. Pentru că omul acesta, adică zeul nostru, ne aduce întotdeauna soare. Și noi în el credem, nu în Dumnezeu vostru. N-am putut să zicem nimic. Deci ne-am gândit, am zis, Domnul să muste duhurile astea, ne-am retras toți să vedem ce vom face. Mă, unde e băiatul? Mă, nu-i băiat nicăieri. Ne-am dus, el vorbea cu o grămadă de oameni acolo. Când l-am auzit ce zice băiatul ăla de 16 ani, care l-am luat și noi cu noi să mai învețe și ochii de ceva, au zis așa. Când a zis că îți faceți pe Tuang al vostru să-l plimbați, a zis pe 11 ianuarie, de 286 de ani n-a plouat, niciodată numai soare în geam. Nu-i nimic, zice băiatul. Scoateți-l pe 11 ianuarie și veți vedea că Dumnezeul nostru e Dumnezeu cel adevărat și o să plouă de să vă prăpădiți toți. Când am auzit să paralizăm ceilalți, toată pocăința noastră s-a dus. Că am știut, dacă nu plouă în ziua respectivă, noi, primii martiri de pe insulă. Au și spus aia, de nu vă faceți probleme, zice, asta e. Ne-am dus la copil, am vrut să-l urechiem, ce e gura ta? Nu numai zice, am crezut, Domnul să tacă și din gură. Zice, 6.000 de oameni din sat, plus încă 14.000 aproximativ de oameni în împrejurim, 20.000 de oameni știau așa. Pe 11 ianuarie anul acesta va fi confruntarea între Dumnezeul ăștia și Dumnezeul nostru de Tuang, de 286 de ani, nu a plouat niciodată. Am stat și ne-am gândit ce să facem. Din ziua aceea ce n-am mai predicat Evanghelia nicăieri și ne-am întors spre rugăciune toți. Nu ieșim din șura ferarului, ne rugăm toți și cuvântul zicea fratele Oșmanii, spunea, în momentul în care am deschis cuvântul Domnului, zicea, cuvântul a fost acesta. Unde este Dumnezeul lui Ilie? Unde este Dumnezeul lui Ilie? Păi Dumnezeul lui Ilie este tot aici. Dacă a fost în urmă cu 700-800 de ani, este tot aici Dumnezeul lui Ilie. N-a plecat. Am avut o pace adâncă. Am început să ne rugăm și să postim. Numai seara am mâncat până 11. Toată comuna, toată lumea vorbea numai despre asta. Bineînțeles că a doua zi dimineață, când am trezit, la rugăciune, la ora 7 dimineața, toți în 11 ianuarie, era un soare de acela, zice, nici măcar un petic de deget. Tuang era biruitor la 7 dimineața. Și la 8 dimineața, și la 9, și la 10, și la 11 dimineața. La ora 12, la miezul zilei, după ora lor, trebuia să scoată afară din templu. L-au pus pe 4 prăjini, pe 2 prăjini și l-au purtat 4 oameni.
Nu era apucat, zice, să meargă 50 de metri chiar pe șosea. Zice, n-a fost ploaie. Dumnezeu, din senin, a trimis un nor de undeva cu o viteză, nor o frânat deasupra, și a descărcat toată încărcătura și a plecat mai departe, cu viteză mare. N-a plouat, a turnat. Au fost probabil, zice, sute de litri pe metru pătrat, într-o secundă. Deci au căzut cu Dumnezeul lor, șofrând mâna și falca Dumnezeu. Deci era făcut din piatră, când a picat în cap, că i-au căzut toți pe apă, și nu a putut să mai facem nimic absolut, și spune așa, n-a putut să facă nicio slujbă, și templu, și străzile, și oamenii, și toți. S-au dus și l-au reparat, l-au tomnit pe toangă, a fost falca, mâna a mărât de tot. Au venit cu toți preoții lor și au zis, știți, e o greșeală, zice, nu pe 11 ianuarie trebuie să scoatem noi. N-ați înțeles voi bine, pe 14 ianuarie, zice. Nu nimic, zice copilul, lasă că și pe 14 mai nu strică ploaie nici pe 14. După 14 reparat el gata iar, l-au scos înapoi. 3 zile de soare frumos. Și a început să plouă iar pe 14 și nu a putut scoate din templu. Spunea așa, 4.800 de oameni am botezat în acele 2 săptămâni de zile, cât am mai urmat încolo. Unde este Dumnezeul lui Elie? Un copil de 16 ani a spus, Dumnezeul lui Elie este aici, dacă trebuie să plouă, va ploua. Slăviți să fie Domnul! Ne apropiem de încheiere și aspectul profetic trebuie să-l luăm în calcul în dimineața aceasta. Citiți versetul 8. Scoală-te, a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Știți care e profeția aici? Aici, în aceste 3 cuvinte, este toată teologia mântuirii. Aici este prezentă toată teologia mântuirii. Scoală-te, ridică spatul și umblă. Noi am fost paralizați cu toții. Alții mai suntem, poate. Fără Dumnezeu, omul este paralizat. Așa este sau nu este așa? Fără Dumnezeu, omul este paralizat. Nu poate să spună un medic, nu poate să spună tatăl tău și mama ta, nu poate să spună că n-au putere. Iar avea dorința să o facă, ar avea dorința să te ridice în picioare. Nu poate. Cuvântul acesta ți-l spune Dumnezeu. Scoală-te, zice că ești căzut. Scoală-te. Nu mai sta în gunoaiele tale neputincios. Nu mai sta bajocurit de diavol și de lume. Toată lumea zice, ești un zero. Toată lumea se uită la tine așa, ești un gunoi în societatea aceasta, omul fără Dumnezeu este zero. Scoală-te, zice Dumnezeu, scoală-te. Scoală-te din păcatul tău. Tu să o faci, scoală-te tu, i-a spus Iisus. Scoală-te tu, eu îți spun să te scoli, tu trebuie să mă asculți pe mine. Și observați, în primul rând trebuie să recunoști că Domnul Iisus Hristos te scoli, că ești căzut. Omul fără Dumnezeu, în păcat, este un om căzut. Trebuie să mai recunoști ceva, că trebuie să asculți de Dumnezeu dacă vrei să te ridici. Când zici El să te scoli, că mâine s-ar putea să nu mai zică. Ți-am dat o vreme să te pocăiești, spune în cartea pe Apocalipsei. Ierusalime, n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Când zice Domnul să te scoli, scoală-te. Nu este opțiune, nu zice Domnul, dacă vrei să te scoli, paralizatule, ci spune obligatoriu, scoală-te. Imperativ, scoală-te. De ce? Pentru că eu îți vreau mântuirea. Pentru că dacă nu o faci astăzi, poate că mâine e prea târziu. Scoală-te, ascultă porunca divină. Ieși din păcatul tău, mărturisește-l. Scoală-te. Al doilea lucru în teologia mântuirii este ridică statul. Ce înseamnă să ridice patul? De ce n-a spus Iisus Hristos, scoală-te și du-te acasă? De ce a zis să-și ridice și patul? Prea mulți oameni nu mai se pocăiesc. Și gunoiul rămâne. Rog să fiți atenți. Salteaua aceea cu purici, cu păduci și cu mizerie. Păi să nu schimba nimeni dacă n-a avut. Bă, rog să fiți atenți, dacă nu au oameni să schimbe. Cam cum era salteaua respectiv? A spus întrebarea. Scoală-te, ridică-ți patul. Știi ce-i patul? Vechea viață pe care am avut-o. Vechea viață cu gunoaie și cu mizerii. Și cu minciună, și cu drog, și cu păcat, și cu toate celelalte lucruri. Și cu înjurături, și cu nu știu mai câte, și cu furtișaguri, și cu lene, și cu lăcomie, și cu invidie. Asta e patul ăla spurcat. Gunoiul. Zice Domnul, nu lăsa aici, aruncă-l. Pune-l pe foc.
Renunță la viața pe care ai avut-o, că te întorci mâine înapoi la ea. Unde-i patul în care am fost? Și îți vine să te arunci înapoi pe el. În gunoi. Ridică-ți patul. Când te pocăiești, pocăiește-te cu adevărat. Nu schimba biserica. Schimbă-ți viața. Dacă nu se schimba biserica, dacă nu se schimba viața, degeaba vii la pentecostal, degeaba vii la baptist, degeaba nu faci botez. Ești tot cu viață neregenerată, cu viață veche. Ridică spatul la puturos, scoală-te și ridică spatul și apoi ce să faci? Ce ar trebui să facă mulți pocăiți astăzi? Umblă! Vorbește despre Domnul, lucrează în viața lui Iisus Hristos. Nu sta că mulți stau degeaba și nu fac nimic. Tot așteaptă să le vorbească Domnul ce să facă. Și stau până mor și nu fac nimic în biserica lui Dumnezeu. Doamne, ce vrei vrea să fac? Ce vrei să fac? Că vreau să mă apuc de o lucrare. Rugăciune, post, cântare. Fac ceva, Doamne. Stau la ușă, stau pe scaun. Fac nu știu mai ce. Fac o lucrare, Doamne. A nu face lucrare paralizie. A face lucrare altuia. E nebunie. Fac, Doamne, ce cred că atât pot face, numai atât pot cuprinde. Îmi cunosc, Doamne, limita. Mai sus de atât, dar nu pot, Doamne. Și rămân credincios în lucru, în credința mie, Doamne. Dacă de asta m-am apucat, de asta mă țin până la capăt. Nu astăzi la cor, mâine-ți la avon, poi mâine-ți la ușă, răspăi mâine nu știu unde. Asta o fac. De asta mă țin cu perseverență și nu mă las. Scoală-te, ridică statul și umblă. Ăsta e aspectul profetic a acestei întâmplări. Slăviți să fie Domnul. Știți unde s-a întâmplat toată această cuvântare a lui Dumnezeu? La Betesda. Și încă nu era Golgota. Noi astăzi suntem tributari nu numai unui Hristos. Omul acela în pat, în gunoi acela, avea un Iisus neproslăvit. Pentru că Domnul a cerut acest lucru în noaptea trădării de joi. Tată, acum te rog frumos să-mi dai slava pe care o aveam înainte, pe vremea când eram cu tine în ceruri. Noi nu mai avem acest Iisus Hristos obligat să stea în Iudeea, obligat să fie lovit și să plece dintr-un loc în altul, vorbit de rău, crucificat. Noi avem un Dumnezeu sus în ceruri, care se numește Iisus, este încununat cu slavă și cinste. Slăviți să fie El. Este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Nu mai scuipă nimeni, nu mai bate nimeni cu biciul, nu mai lovește nimeni. El este Cel din tâi și Cel de pe urmă. De acest Dumnezeu sărbătorim noi astăzi, pentru că la cina Domnului noi sărbătorim pe Domnul. La cina Domnului ne așteptăm ceva și ce așteptăm? Nu tulburarea apei, nu să vină îngerul, ci Iisus, care în mijlocul nostru să se atingă de noi. Vrei să te faci sănătos? Vrei să te faci sănătoasă? Cum să nu vreau, Doamne? Dar cei din casa ta, paralizați de acolo, n-ai vrea să se ridice astăzi în numele lui Iisus Hristos? Nepocăiți din casa ta! N-ai vrea ca Domnul să-ți atingă limba și mintea astăzi? N-ai vrea ca Domnul să-ți atingă sufletul astăzi? Ba da, Doamne! Ba da! Ești aici prezent și ești plin de slavă și cinste. Și toată această comoară și binecuvântare avem de la Calvar. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm! Haideți în timpul acestei cântări să ne aducem aminte că slăbănogi am fost și noi și paralizați. Poate de 38 de ani, alții 70 de ani au stat paralizați. Și a venit într-o zi Domnul și ne-a spus: eu sunt aici cu voi în clipa aceasta. Sunt Dumnezeul tău. Vreau să te faci sănătos. Vreau să umbli, să te ridici, să te scoți, să ridici patul și să umbli. Să nu uiți că la Calvar Iisus a murit pentru tine. Să nu uitați Golgota niciodată. Doamne, du-ne prin Duhul Tău ce Sfânt în dimineața aceasta cu Duhul în Golgota. Să ne aducem aminte că acolo, Doamne, la Calvar, Tu ai dat o luptă puternică pentru noi. Ai dat o luptă măreață pentru noi. Dacă suntem ceea ce suntem astăzi, este că Tu ești ceea ce ești. Și Tu ai fost ceea ce ai fost, Doamne. Dumnezeul nostru, aleluia. Dumnezeul care s-a ridicat mai presus decât toate aceste lucruri ale lumii și s-a dăruit viața, binecuvântarea, pentru niște ologi și niște păcătoși și niște oameni gunoioși care am fost noi, cu salteaua putre de sub noi. Aleluia. Să nu uitați niciodată Calvarul, să nu uitați niciodată. Aleluia. Ce a făcut Domnul? Să nu uitați niciodată. Hallelujah!
botezat a fost, Doamne. Un gunoi a fost. N-am niciun merit. Thank you.